Iată-vă și iată-ne la marea finală, Ferma, sezonul 5, 20-20! Acolo undeva, cu niște emoții cât casa, mai mari decât Ferma, sunt cei patru finaliști. Au trecut prin dueluri, au trecut prin patimi, au trecut de voturi, au trecut de eliminări, au trecut de momente în care au fost norocoși. Nici nu mai contează cum și de ce, dar ei astăzi sunt cei patru fantastici ce se vor bate unii cu alții pentru trofeul din spatele sticlei. E o sticlă anti-glonț, e o sticlă la care nu poți ajunge decât în finalul celei de-a treia probe și numai într-un anume fel. Până atunci însă dați-mi voie să le mai tai din emoții și să invit alături de noi pe cei patru dueliști. Să intre finaliștii! Când am intrat în arenă, eram foarte determinată, foarte așa războinică și m-am uitat la George, care mi-a urat succes și care mi-a dat încredere, m-am uitat la colegii mei, care erau atât de emoționați și atât de frumoși, Doamne, cum arătau colegii mei îmbrăcați așa de gală, îmbrăcați de finală. Și m-am uitat la adversarii mei, care erau la fel de determinați și mi-am spus în cap, Viviano, trebuie să dai tot ce ai mai bun, acum ori niciodată. Vreau să știu că sunteți realmente în starea de concurs și vreau doar să vă fac câte o mică bucurie fiecăruia dintre voi, pentru că eu cred că meritați. O să am o primă surpriză pentru Andrei. Poți să-ți fac o surpriză? Păi mi-ai făcut toată ferma surprize. Te rog, știi eu, că ai până la ultima clipă nu mă las. Bine, o, și pe ultima. Am să fac, am să intre surpriza pentru Andrei Stoica. Uf, am și eu emoții. Tu te uiți la mine, nu te las să te uiți, stai puțin. Mă uit în partea asta. Așa, te uiți în partea asta. Acum poți să te uiți. Soția și mama lui Andrei Stoica. Am curat foarte mult să-l am alături. Mi-a dat foarte multă putere. Pentru mine e foarte ușor să găsesc motivația. Am acasă trei copii. Plec cu gândul să-mi fac mândri pe toți cei din familia mea. Plec cu gândul să câștig în finală. Elena, acum prevesc că am o surpriză și pentru tine, că n-am cum să o mai ascund. Să intre surpriza pentru Elena! Două surprize, tata și fratele! A fost super, mi-au dat putere și mi-au amintit că ei sunt mereu acolo pentru mine și mi s-a umplut sufletul de bucurie. Am zis, wow, adică sunt iubită, sunt susținută, ce pot să-ți dorești mai mult de atât? Evident că acum începe să plângă Viviana, că n-am ce să-i fac, să intre surpriza pentru Viviana, pentru că și ei trebuia cineva drag care să-i dea putere foarte multă. Cea mai apropiată persoană din viața mea este mama, e cea mai bună prietena mea, e confidenta mea, cu ea vorbesc tot, ea știe absolut tot despre mine. Și în fiecare zi, aici în fermă, simțeam că nebunesc, că nu pot să o sun pe ea. Și acum când am aflat că sunt în finală, primul lucru la care m-am gândit am fost, Doamne, cât aș vrea să o sun, măcar să-i spun, sau să-i dau un mesaj, zic, mama, am ajuns în finală și atât. Mama Vivianei și sora ei! A fost extraordinar de dor de ele și am ținut în mine dorul ăsta și am încercat să nu mă gândesc prea mult la casă și la familie și la tot ce mă așteaptă acolo, pentru că aveam nevoie să rezist aici și mi-a fost greu să rezist fără ai mei. Vă rog din suflet să luați loc acolo, am pregătit o canapea. Am să vă dau o veste, fetelor. Vedeți pe bărbatul ăla de acolo? Așa. Vine la Botoșan cu noi. Eu inițial voiam nici măcar să nu-i mărturisesc ce am făcut pe aici cu Burcea, voiam să o las să afle așa de la televizor, să se uite ca la o telenovelă, dar telefonul meu este la mama. Și Burcea, de când a ieșit din fermă, s-a gândit să-mi trimită în fiecare zi câte un mesaj, cum e dor de tine, abia aștept să ne revedem, bla, 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 bla. Mesaje pe care le-a văzut mama.
Deci deja știe. Din păcate, la Augustin n-am reușit să convingem pe nimeni să vină, pentru că așa vrea el să-și țină viața mai privată și n-am putut să chemăm pe nimeni din familie. Am chemat doar o singură surpriză minusculă ca să nu simtă că l-am lăsat deoparte. Așa că vă rog din suflet să intre și surpriza pentru Augustin, care are o față de maromorâ acum, că nu știe la ce se aștepte. Mama lui Augustin e aici! Vreau să zic un singur lucru. De-a lungul timpului, tot timpul am spus lucruri la superlativ despre tata. Și întotdeauna am avut senzația, și majoritatea copiilor au senzația, că părinții fac tot ceea ce fac și sunt obligați să facă lucruri pentru noi. De când am devenit tătic, am realizat cam câte sacrificii ai făcut pentru mine. Și îți mulțumesc frumos și te iubesc. Și eu. Hai. Oi, ce frumos! Te rog, hai, treci la locul tău acolo. Mai avem o mică surpriză pentru voi. Avem un concurent despre care vă povesteam, că n-a putut fi aici cu noi, care are o fractură de disc vertebral, dar pentru că e vorba de o fractură cu minimă deplasare, a putut să meargă. Doctorul i-a dat voie și a venit. Este Gabi Toader! Salutare! Să rămână! Bună seara, Gabi! Să rămână! Ia-o ușor! O iau! Ia-o ușor! Felicitări! Felicitări! E fotomodel! Felicitări! Bravo. Gabi, ia-o ușor! Gabi, ești fotomodel! Da, încă nu-și poate folosi bine, dar el a insistat, să știți, deci împotriva doctorului și a tuturor, să te rog frumos să te așezi undeva. El a insistat să vină, dacă vă puteți imagina... Să rămână! Ce faci? Dacă vă puteți imagina, mai avea un pic și fugea din spital. A vrut să fie la final. N-avea voie. A semnat că pe propria răspundere... A semnat că pe propria răspundere este aici și iată-l alături de voi la finală. Suntem toți aici. Practic nu lipsește nimeni. Mai rămâne doar să vedem cum facem cu trofeul de acolo.